Odată cu noua sesiune parlamentară din această toamnă, parlamentarii vor relua în discuție proiectul de lege care vizează interzicerea circulației pe drumurile publice din România a mașinilor înmatriculate în Bulgaria. Ideea a fost deja respinsă de Senat, pe motiv că se face discriminare, în sensul că legea nu făcea referire și la mașinile înmatriculate în alte țări decât Bulgaria. Din acest motiv, inițiatorul, deputatul PSD Ioan Munteanu, intenționează să depună un amendament la Comisia de Specialitate. Dacă legea va fi aprobată de Camera Deputaților, șoferii care conduc mașini înmatriculate în Bulgaria nu vor mai avea voie să circule pe drumurile din România mai mult de 90 de zile pe an. Deși șoferii acestor mașini se declară nemulțumiți de inițiativa legislativă, statisticile nu prea sunt de partea lor. Foarte multe dintre accidentele rutiere cu consecințe grave au fost provocate de astfel de mașini, majoritatea vechi cu probleme tehnice. Potrivit Registrului Auto Român, în timpul verificărilor din teren, mai multe defecțiuni se identifică la mașini înmatriculate în Bulgaria față de cele înmatriculate în România. Sunt deficiențe la sistemul de frânare și la sistemul de iluminat. Și în ceea ce privește polița RCA sunt mari probleme cu mașinile din Bulgaria. Șoferii români care au ghinionul să fie loviți de o mașină înmatriculată în Bulgaria vor constata că niciun service nu le va repara autoturismul pe RCA-ul vinovatului, lăsându-le două opțiuni. Fie păgubitul își achită singur reparațiile, fie intentează proces împotriva companiei de asigurări din Bulgaria, proces ce ar putea dura ani de zile. Aceasta din cauză că majoritatea firmelor de asigurare din țara vecină nu achită daunele, situație care a dus chiar la discuții în cadrul Uniunii Europene de a exclude Bulgaria din Cartea Verde. Pe șoselele din România circulă peste 100.000 de mașini cu numere de Bulgaria, fără a plăti vreo taxă, așa cum fac cei care au mașinile înmatriculate aici. Olanda, Spania și Italia au rezolvat deja această problemă și îi obligă prin lege pe șofer să-și înscrie mașinile după 3 luni de la intrarea în țară.